Dragi ascultători, în Exodul, capitolul 12, versetele de la 8 până la 10, a Dumnezeu ne spune să mâncăm mielul fript la foc, nu fiert în apă sau nici de cum crud, ceea ce înseamnă să nu amestecăm cuvântul lui Dumnezeu cu teoriile lumești și noi trebuie să-l interpretăm prin inspirația Duhului Sfânt. Apoi este scris că trebuie să mâncăm toate părțile. Este scris că capul, picioarele și măruntaiele trebuie mâncate. Iată, aceasta înseamnă că trebuie să păstrăm în inimile noastre întreg cuvânt al lui Dumnezeu, în întregime, toate cele 66 de cărți ale Bibliei, de la Geneza și până la Apocalipsă. Iată, necătând la aceasta, unii oameni pur și simplu sar, ei înlătură părțile Bibliei care sunt dificile pentru ei, cum ar fi, de exemplu, cartea Leviticului. Alții spun că Vechiul Testament nu prea are importanță, deoarece a fost scrisă până la venirea Domnului. Unii din ei, în genere, anulează Vechiul Testament. Și mai există oameni care nu cred în semne, nu cred în minuni, deși ele sunt descrise clar în Biblie. Iată, când ceea ce nu este în concordanță cu gândurile lor firești, acești oameni pur și simplu nu iau în considerație cele scrise. Însă, în acest caz, ceea ce au primit ei, ca și cum din Biblie, nu poate fi considerat nici adevăr și nici credință adevărată. În acest caz, la ei va rămâne doar etica și morală. Și încă ceva, astfel de oameni refuză să păstreze în memorie ceea ce le este greu să păstreze, iar aceasta duce la faptul că ei își pierd viața veșnică oricât de mult ar citi cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu trebuie luate doar acele părți ale Bibliei care sunt în concordanță cu gândurile noastre, ci noi trebuie să cugetăm asupra întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Noi trebuie să-l păstrăm în inimile noastre în întregime. De asemenea, în acest pasaj este scris că nu trebuie să lăsăm mielul până dimineață și orice a mai rămas trebuie ars în foc. Adică, dacă este imposibil să mănânci întregul miel înainte de dimineață, atunci restul trebuie ars în foc. Iată, aceasta înseamnă că tot ce se spune în Biblie trebuie să se împlinească în noi prin focul Duhului Sfânt, care ne poate pregăti ca mireasă, ca să așteptăm venirea Mirelui, adică pe Domnul Iisus Hristos, care trebuie să vină din nou. Iată, din punct de vedere spiritual, noaptea este acea perioadă de timp în care dușmanul, diavolul și satana au puterea de a conduce lumea. Pe măsură ce noaptea se îndreaptă spre ultimele zile, păcatul tot mai mult predomină și întunericul se îngroașă. Când Domnul va veni din nou la vremea Lui, întunericul va pleca. Va veni lumina dimineții. De la acel moment, toată lumea își va da seama de corectitudinea tuturor cuvintelor din Biblie și atunci se va aprecia măsura sfințeniei fiecăruia și răsplata Lui. Atunci oamenii vor înțelege foarte clar cât de prostesc a fost să se țină de propria lor neprihănire, de propriile lor dorințe și propria lor mândrie. Ei, de asemenea, vor conștientiza cât de inutil a fost să iubești această lume și lucrurile lumești. Însă, nu va mai exista nicio șansă de a schimba rezultatul deja stabilit. Va fi prea târziu de gândit. Prin urmare, credincioșii trebuie să păstreze în inimile lor toate cuvintele lui Dumnezeu și în focul Duhului Sfânt să le transforme în însăși esența inimilor lor înainte de venirea Domnului, până la venirea dimineții. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să împlinim pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să ne ducem la bun sfârșit pregătirile ca mirese și să așteptăm pe Domnul care vine. Sănătate și pe curând!